Hotărâre definitivă pentru cei doi frați din Turgenia acuzați că și-au violat nepoata în vârsta de 12 ani. Cei doi tineri de 26 și 30 de ani au cerut astăzi să fie eliberați după aproape o lună petrecută în arest. Amândoi sunt judecați pentru viol, iar unul dintre ei este suspectat că ar fi întreținut relații sexuale cu minora de când aceasta avea 8 ani. La proces, copila va fi reprezentată de mama sa, care este sora inculpaților. Magistrații de la Tribunalul Gorj au analizat astăzi contestația formulată de cei doi tineri din Turceni, trimiși vineri în judecată pentru viol. Cei doi frați au cerut astăzi să fie judecați în libertate în timpul procesului de la judecătoria Târgu Jiu, după ce prima instanță le-a respins solicitarea, însă magistrații de la Tribunalul Gorj n-au fost de acord, iar hotărârea este acum definitivă. Procurorii susțin că minora ar fi fost obligată să întrețină relații sexuale de la vârsta de 8 ani de unul dintre frații mamei sale și nu a spus nimănui, după care recent ar fi fost constrânsă și de celălalt bărbat în timp ce se aflau la bunica sa. La datele de 6.06.2015 și 7.06.2015, profitând de lipsa temporară a mamei, inculpatul a întreținut prin constrângere acte sexuale cu minora. Calvarul ar fi început pentru eleva de clasa a 6-a în anul 2010, chiar în casa bunicii. Urmarea cercetărilor efectuate în această cauză, s-a stabilit că minora a fost obligată de către inculpatul, fratele celuilalt inculpat, să întrețină raporturi sexuale în vara anului 2010, data la care minora avea vârsta de numai 8 ani. Minora va fi reprezentată la proces de mama sa, care este sora inculpaților.